Zi mult așteptată de către toți elevii Liceului Tehnologic Domnul Tudor din municipiul Drobeta Turnu Severin. Astăzi a fost realizată inaugurarea cantinei liceului în prezența elevilor, a profesorilor, dar și a primarului municipiului, care a sprijinit mereu unitățile de învățământ din orașul nostru. Mulțumim mult pentru sprijin. Întotdeauna am fost primit cu brațe deschise la dumneavoastră. Elevii Liceului Tehnologic din Drobeta Turnu Severin beneficiază de o cantină modernizată. Investiția a fost realizată din bugetul liceului, sprijiniți de către primăria Drobeta Turnu Severin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Primarul municipiului Marius Creciu a pus mereu educația pe primul loc, susținând toate unitățile de învățământ din orașul nostru prin reabilitarea clădirilor, modernizare, extindere și a oferit sprijin ori de câte ori a fost nevoie, iar de această dată a fost prezent la inaugurarea cantinei Liceului Tehnologic Domnul Tudor. Cantina a existat numai că a fost mulți ani închisă, n-am înțeles de ce, noi ne-am oferit o sprijinul, dar trebuie să vină un nou manager care să ia taurul de coarne și să deschidă această clădire, o clădire extraordinară, sunt 300 de locuri. Poate fi un mare câștig atât pentru liceu cât și pentru oraș, sau poate fi o piatră de moară pentru liceu dacă nu știu să gestioneze bine această clădire, această încăpere. La 300 de locuri au posibilitatea să facă evenimente, să câștige niște bani, să o întrețină, dar în același timp să o și folosească pentru elevii școlii, pentru copii. Noi de la nivel de primărie am ajutat, sprijinim, în continuare sprijinim sistemul educativ, școlile, toți cei care vor să facă ceva în școli, primăria este aproape și îi sprijină. Mai mult decât atât, și noi am luat inițiative, ajutăm, sprijinim, ne implicăm, investim. Lucrurile trebuie să fie corecte și să funcționeze în sistemul de educație. Directorul unității de învățământ spune că acesta este un proiect de suflet și că și-a dorit ca elevii care învață în cadrul liceului să poată beneficia de un prânz, dar și de o cină sănătoasă la un preț modic. Suntem azi aici împreună pentru un nou început de care am convingerea că o să fie de bun augur. De când sunt directorul acestui liceu, ambițiile mele au fost și sunt mari, s-au făcut eforturi pentru a redeschide această cantină. Este cea mai mare cantină din municipiu. Era necesar ca elevii noștri să aibă mese sănătoase și pentru asta am depus eforturi, am luptat, dar am primit sprijinul domnului primar. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului primar și tuturor celor care au pus bazele deschiderii cantinei Liceului Tehnologic Domnul Tudor, despre care zic eu nu este un lucru puțin, mai ales pentru elevii noștri care o să-și servească prânzul și cina și nu numai, pentru că această cantină este deschisă și publicului larg pentru o sumă modică de 15 lei, orice persoană din exterior poate veni să-și servească prânzul. Vreau să mulțumesc domnului primar pentru sprijin, să mulțumesc oamenilor de televiziune prezenți de fiecare dată la evenimentele Liceului Tehnologic Domnul Tudor și nu în ultimul rând angajaților mei, de care sunt foarte mândră. Suntem o echipă și milităm de fiecare dată pentru bunul mers al acestei unități de învățământ. Cantina Liceului Tehnologic Domnul Tudor este cea mai mare din oraș, iar aceasta nu deservește doar elevii unității de învățământ, ci este deschisă și publicului larg cu meniul zilei la prețul de numai 15 lei.
De astăzi a fost pusă în funcțiune, iar elevii au putut lua masa de prânz. Este extrem de important ca elevii să aibă un loc în care să poată mânca sănătos, deoarece tendința în zilele noastre înclină balanța către tot mai mulți adolescenți obezi, tocmai pentru că pauza este sinonimă de cele mai multe ori cu imense cozi la fast food-uri. Așadar, toți cei care vor să mănânce prânzul în incinta cantinei sunt așteptați de luni până vineri cu cele mai proaspete preparate. Buna colaborare dintre autoritățile locale și unitățile de învățământ se vede, și asta prin numeroasele proiecte implementate în beneficiul elevilor.